La o școală din județul Botoșan, un învățător este acuzat de mama unei eleve că ar fi brutalizat-o de nenumărate ori. În localitate, lumea este împărțită. Unii cred că dascălul este nevinovat, alții susțin că fetița nu este singura pe care a agresat-o, însă reacția primarului este de-a dreptul șocantă. Cercetați poliția, primăria, școala și fermă discutăm. E a doua oară când... Da, du-te, doamne, deci cu două ori, să nu te caldă-te la oară. Spuneți-ne, mă duc la mărunt, ai mai provocat discuții. Ați bătut-o pe acea fetiță? Nu, nu. Prea grăbit să mai poată da răspunsuri și vizibil iritat de întrebări. Asta a fost reacția învățătorului școlii din Viișoara, Botoșani, în fața acuzațiilor grave. La fel de nervos ar fi întâmpinat-o și pe mama care a venit să-i ceară explicații. Nu dat afară, ieși afară. Că ești iubit bancă, că tu ți-ai ușit copilul și vrei de la mine. Ești afară, domnule, nu vedeți că asta e nebună? Că nu știi și cu dânsa că ea n-are școală? Cu ochii înlăcrimați, femeia face afirmații șocante despre cel care ar trebui să educe copilul. Scandalul a început în primăvară, când învățătorul ar fi lovit un alt elev. Fata mea a asistat la o scenă de violență din partea lui, la un alt copil. I-am explicat profesorul că nu a fost frumos, că copilul s-o sperie. Dacă o să fie nevoie, spui mâna, o spui mâna și pe mine. În aceste zile avem o altă sesizare din partea mamei cu privire la același comportament. Femeia a apelat la ajutorul celor de la protecția copilului după ce a ajuns în pragul disperării. Fiica ei are nevoie de medicamente pentru a ieși din impas. Fata a ieșit din clasă, a ieșit pe hol, când în fața ușii s-a izbit în brațe la mine, l-a început a plânge că a fi fost lovită. Doamna doctor ne-a dat un tratament, niște sirop, pe să-i dau niște calmante care le dau timp de 6 luni. Copila ar fi pur și simplu traumatizată. Nu vorbe, a început să refuză mâncare. Noaptea să mai treză noaptea și să te spărit. Mamă, nu mai mă duc, mă bate iar profesorul. Conducerea școlii s-a autosesizat și a trimis o informare către inspectoratul școlar. Deocamdată școala a inițiat o comisie de cercetare disciplinară, urmând ca rezultatele anchetei să nu fie comunicate și nouă. Cazul nu l-a impresionat însă pe primarul din Viișoara. Pentru el, povestea copilei pare desprinsă dintr-un show de divertisment. Mamica trebuie să aducă dovezi în acest sens. Are fotografii pe telefon. Fotografii facem și noi cu telefon. În localitate, unii părinți îi iau apărarea învățătorului, alții vorbesc deschis despre faptele lui. Poliția cercetează cazul. În același timp, o anchetă internă se desfășoară la școală.